Iubește fetele, iubește bărbații și iubește florile. În preajma sărbătorilor de Paști, Muzeul de Istorie, Etnografie și Artă din orașul Cimișlia a găzduit o expoziție deosebită, Portrete ale contemporanilor, de Ruslan Cârlan, zis Ruslan Pictorul. Consiliul Raional Cimișlia i-a înmânat pictorului o diplomă pentru contribuția la educația frumosului tinerii generații. Tânărul pictor Ruslan Cârlan se înscrie perfect în lista pictorilor renumiți din localitate care și-au prezentat expoziții personale în fața publicului. Anatol Sofron, Victor Hristov, Alexandru Bulat, Tudor Crețu și Oxana Iacubițchi. Mă aflu la expoziție personală, la deschiderea expoziției personale, care am realizat-o cu scopul de a bucura oamenii, de a bucura sufletele și ochii oamenilor. Expoziția, în mare parte, este alcătuită din diverse lucrări, de fapt, diferite tehnici de lucru, diferite tematici, variate, abstracții, impresionism, portrete. Expoziția a adunat atât persoanele care s-au regăsit în tablouri, cât și admiratorii picturilor de portret. Unii din ei s-au recunoscut din dată, precum sportivul Vasile Haiduc. Alții s-au regăsit într-o formă mai stilizată, precum conducătorul artistic Radu Corleteanu. Dacă mă uit mai atent așa, practic mi-aduc aminte în ce perioadă eram cam în starea asta și să știi că mi-aduc aminte emoția pe viu și e reușit. Și prin privirea din portret mă văd și pe mine, văd și ochii lui Ruslan și gândul meu și gândul lui, cam astea. De la început cam nu l-am recunoscut, pentru că e un pic mai mult o schiță decât un portret. Dar mi-a plăcut, adică mi-a trezit niște impresii frumoase. Sincer, am rămas impresionat de el și practic aproape toate picturile pe care sunt aici și portretele. Ruslan Pictorul este un bun prieten și m-a bucurat mult când m-a pictat pe mine. Este foarte plăcut să vezi, adică când vezi o poză cu tine e una, dar când te vezi pictat e cu totul diferit. Și Ruslan, vreau să-ți zic că de grabă trebuia să mai picteze nou, pentru că corpul meu amâie să mă schimbat alea, nu e ca acolo. În era fotografiei digitale s-ar părea că nu e nevoie de a picta portrete, dar pictorul exprimă ceva mai mult decât o simplă fotografie. Ochii pot avea culoarea cerului, mâinile pot fi bătătorite, iar umbrele de pe față accentuate și toate aceste detalii exprimă o trăire sufletească a personajului. Я хочу говорить о лицах. Я хочу говорить о морщинах. Да-да, о морщинах. Совершенно непонятно, почему некоторые пытаются их скрыть, ведь они всего лишь знак того, что человеку удалось многое пережить, многое повидать, многое узнать. Мне нравятся морщины пожилых людей и ровные лица детей, и что у каждого из нас есть особое лицо, не похожее на чье-то еще. Ruslan Cârlan a început să picteze pe când era elev în clasa a patra a liceului din Cimișlia. Primii admiratori au fost colegii și profesorii. Pictează mai mult portrete, fiindcă asta reușește mai mult și îi plac oamenii. Ruslan este un om pasionat de artă. Pe lângă pictură scrie poezii, cunoaște arta fotografiei, dar face și sport. Este mereu în căutarea muzei sale.